După numele lui Mircea Joană, drept candidat pentru prima funcție în stat, s-a vehiculat și numele șefei parchetului european, Laura Codruța Chioveși. Aceasta a negat însă categoric că ar intenționa să candideze la președinția României. Chioveși a fost la Chișinău și a răspuns la această întrebare cu nu în mai multe limbi străine în interviul acordat pentru Radio Europa Liberă Moldova. Înainte de toate, scopul meu este cel de a construi o instituție de la zero în calitate de procuror șef european, a explicat fosta șefa parchetului anticorupție din România.